Bun găsit, prieteni! Voi sunteți în arenă, eu sunt Mihai Molocea și vă invit să rămâneți alături de noi pe pagina de Facebook Arena pentru cei care ne urmăriți acolo în online și, bineînțeles, și pe televizoare pentru telespectatorii Info HD. Încercăm, cum bine ați putut observa în producțiile noastre, abordăm domenii și segmente diferite. Dar sunt domenii și segmente de interes pentru populația din zona municipiului Orăștie și a județului Hunedoara și nu numai. Pentru că, aș spune eu, agricultura este o temă de interes național. Astăzi intrăm în dezbatere în ceea ce privește fermierul român și agricultura. Care sunt problemele cu care se confruntă aceștia? Pentru că am onoarea și plăcerea de a avea un specialist în studioul Arena. Este vorba despre domnul Marius Susan, inginer zootehnist și doctor în zootehnie, președinte al Asociației Proprietarilor de Pajiști și Crescătorilor de Ovine Gioagiu. Domnule Susan, bine ați venit în Arenă. Bună ziua, bine v-am găsit. Așa cum spuneam, agricultura, pe cât de importantă este ca și segment, ca și zonă, pe atât de multe bătăi de cap ne dă. Parcă nu reușim să facem ce trebuie. Da, așa este. Și până la urmă lucrurile sunt de așteptat în sensul întâmpinării atâtor probleme. Sigur că contribuie foarte mulți factori care de multe ori îi cunoaștem și nu putem să-i controlăm, spre exemplu factorii meteo, cu care ne confruntăm și cu aceste modificări, pot să zic, climatice, care ne afectează din ce în ce mai mult. Vedeți, aceste, nu doar ierni, ci anotimpuri atipice în general. Se vorbește chiar și despre o secetă mare, pe care noi, cei din afara domeniului, o resimțim mai puțin, să zic așa, dar e așa? Este așa. Anul trecut, în 2022, în special culturile de primăvară, au fost în mare parte compromise în zona noastră, datorită acestei secete. Însă această secetă, acest deficit de umiditate, să știți că vine din urmă. Seceta de anul trecut s-a suprapus oarecum peste acea secetă pedologică și sigur că a creat probleme majore culturilor. Însă, în mod paradoxal, ne confruntăm cu o altă problemă în momentul de față, în sensul că toate inputurile în agricultură au explodat, să zic, au crescut foarte mult. Prețul la îngrășăminte, la pesticide, la carburanți. Și în mod paradoxal, producția primară, nu neapărat produsul finit, cunoaște o cădere dramatică de preț. Discutam cu foarte mulți fermieri care sunt îngrijorați și spuneau: domnule, nu știm cât o să mai rezistăm. Unii care au avut posibilitate au stocat producția în speranța revenirii oarecum a prețului, alții nu au această posibilitate. Și cum găsim o explicație, domnule Susan, la acest fenomen, într-adevăr paradoxal, așa cum spuneați și dumneavoastră? Ce stă la baza acestei căderi de prețuri, spuneați dumneavoastră, în principiu la cultură mare? Nu știu ce să vă spun în sensul ăsta, sau foarte concret, dar probabil că și conjunctura economică globală, să zic, războiul care este la granițele noastre, eu știu, cerealele care vin acum foarte mult din partea de est, prin porturile noastre, nu știu,
eu... E greu de explicat oricum și cred că cel mai greu de explicat este pentru fermierii români care rămân cu marfa în depozite pentru că probabil le e greu să o vândă la prețul pieței de acum. Rămân cu marfa în depozite, care au depozite, este un caz foarte fericit, dar cei care stochează nu în depozitele proprii și chiar în depozitele proprii, această marfă stocată, sigur că atrage cheltuieli de depozitare. Deci la prețul de producție se mai încarcă și aceste cheltuieli de depozitare. Nu știu, deci noi am mai ridicat aceste probleme, am mai discutat și cu reprezentanții ai Ministerului Agriculturii. Sigur, toată lumea spune, domnule, este o piață liberă, este o piață concurențială, însă... Dar cineva trebuie să și reprezinte această piață. Asta e cel mai important și de asta avem și vocea dumneavoastră astăzi în arenă pentru a reprezenta cumva fermierii care suferă în perioada asta. Suferă și suferă foarte mult și s-ar putea la un moment dat unii dintre ei să nu mai aibă posibilitate, să nu mai aibă capacitate de a relua ciclul de producție. Da, da. Aș vrea să mai povestim despre acest subiect, însă înainte de asta aș vrea să începem așa cu lucrurile frumoase care se întâmplă în zonă, pentru că, iată, se întâmplă și lucruri frumoase în județul Hunedoara și acolo la Gioagiu. S-a tot vorbit și se vorbește mereu de asocierea fermierilor pentru o mai mare forță pe care aceștia ar putea să o aibă, egal în ce domeniu sau ce face fiecare, și în agricultură la fel, unde-s mulți, puterea crește. La Gioagiu s-a întâmplat acest lucru prin această asociație pe care dumneavoastră o conduceți, Asociația Proprietarilor de Paje și Crescătorilor de Ovine din Gioagiu, și aș vrea să povestim puțin despre ea, cum a luat ființă, un scurt istoric, și care este numărul de membri astăzi. Înțeleg că aveți un număr impresionant de ovine pe care administrați cumva. Nu este chiar un număr impresionant. Acum să facem o scurtă istorie. Sigur, această asociație s-a înființat în anul 2007. Și din 2007 și în prezent are o activitate neîntreruptă și se pare că ne încăpățânăm să funcționăm în continuare. Sigur că de-a lungul timpului și mai ales în ultima perioadă ne confruntăm cu o grămadă de probleme și întâmpinăm tot felul de greutăți. Acum, sigur că la început numărul membrilor în asociație a fost mai mare. El a scăzut între timp, de-a lungul anilor, însă ce s-a întâmplat de fapt? La început au venit în asociație și acei membri care aveau puține animale, cu 2-3 capete, sigur toți erau bine primiți, nu se punea problema, dar treptat piața, să zic, i-a cam eliminat. Și au rămas mai puțini membri, însă cu efective mai mari. Mai importanți, cumva. Mai importanți, oarecum. Cu efective mai mari de animale. Sigur că și aceștia se confruntă cu tot felul de greutăți cu care se confruntă în general agricultura. Deci nu este ceva specific pentru Gioagiu. În momentul de față avem undeva în jur de vreo 4.000 de capete de ovine înscrise în asociație și 175 de capete de bovine, pentru că avem și... Ei, pentru acest colțișor de județ, într-un orășel micuț cum este Gioagiu, aș spune că e un număr semnificativ. No, da, este un număr semnificativ. E bine, acum să știți că... Dar înțeleg că zona e bine
antrenată în agricultură, pentru că mai sunt, probabil de asta vă referiți și spuneți că nu e chiar semnificativ, pentru că știți că mai sunt fermieri și în afara asociației care mai au numere importante de Sigur că da. Sunt fermieri care nu sunt înscriși și în asociație, care au și ovine, în special care au bovine, efective mai mari de bovine și nu sunt înscriși și în asociație, sunt... se gospodăresc sub o altă formă. Aș vrea să încercăm să le spunem acestora și nu numai, tuturor celor care ne urmăresc, de ce este importantă asocierea? De ce este important ca un fermier să facă parte dintr-o asociație? Pentru că întotdeauna s-a discutat despre asta. Este important să facă parte dintr-o asociație pentru că adică multitudinea de voci ale fermierilor se transformă într-o voce unică la un moment dat, care poate să discute la anumit nivel cu factorii implicați, se pot, nu neapărat acum, nu știu dacă noi neapărat putem influența o decizie, dar noi împreună cu alți colegi și așa, totuși la un moment dat cineva trebuie să țină cont de doleanțele noastre. Și mai sunt și avantajele directe care le au fermierii, cel puțin care sunt înscriși la noi în asociație. Noi ne-am străduit în limita posibilităților să le creăm și niște facilități directe care nu țin de sprijinul pe care ei îl obțin direct prin agenția de plăți, că ăsta este cel mai important sprijin. Dar aici am așa o nemulțumire comparativ cu anii anteriori, tot datorită faptului că prețurile au crescut foarte mult, cheltuielile noastre au crescut foarte mult, banii sunt aceiași și facem eforturi foarte mari să păstrăm acel sprijin direct care asociația îl dă membrilor asociați și este din ce în ce mai greu să facem lucrul acesta. Să înțeleg că asociația oferă și un stimulent sau un sprijin direct. Pot să vă spun, da, deci noi avem, sigur, fiecare membru al asociației plătește o cotizație care la nivelul anilor 2023 pot să spun că este chiar modică. Nu știu dacă pot să spun și valoarea. Deci este secret, pentru că ea se aprobă în adunarea generală. Când plătește un membru într-o asociație de producători, de unde are foarte multe alte beneficii. Deci la noi această cotizație este de 1 leu per cap de ovină per an și 10 lei per cap de bovine pe an. Asta este contribuția fiecărui membru, care trebuie să o plătească în fiecare an pentru a-și păstra statutul de membru activ, pentru că el beneficiază de acele avantaje directe doar în condițiile în care este membru activ. Da. Mai adăugat, dacă îmi permiteți, că am tot auzit și despre lucrul ăsta, vis-a-vis de avantajele pe care le poate avea un fermier în momentul în care se asociază, se poate deschide și spre o piață de desfacere mai mare și mai serioasă, pentru că se tot pune problema aceasta a fermierului român, care produce, dar produce limitat, să spunem, ori marile, nu știu, marile retailer, marile lanțuri de magazine, să presupunem, ar avea nevoie de o livrare mai consistentă. Iar această asociere ar rezolva și această problemă în unele situații. Da, sigur că da, ar rezolva această problemă și noi ne dorim de mult acest lucru, însă cu regret trebuie să vă spun că se pare că acest obiectiv devine tot mai îndepărtat și aproape imposibil de realizat. Datorită, în primul rând, restricțiilor de ordin financiar. Și mai este un aspect aici. În momentul în care pui pe piață un produs, el trebuie să aibă o uniformitate, o calitate
Absolut. Este mai greu. Deci noi avem peste 50 de membri în asociație. Este greu ca toată lumea, pentru că ei își produc, acele produse tradiționale la care... Acele produse sănătoase, acele, care exact, le caută, acele, nu mai vor atâta procesare și atâta standardizare. Acele produse sănătoase, însă, acele produse sănătoase, din păcate, nu pot fi la fel la toți cei 50 de membri. Fiecare are, să zic, un specific, o particularitate. Sigur că și cantitățile de data aceasta sunt limitate, funcție de posibilitățile membrilor respectivi. Dar nu am renunțat la idee, gândeam la un moment dat un gen magazin de desfacere în care ei, membrii asociației, să poată să își desfacă produsele proprii, sigur. Ce frumos, da. Și mă gândesc că mai e până la urmă și chestiunea asta specifică a fiecărui producător care ține la rețeta proprie. Exact. Bănuiesc că chiar dacă brânza se face în același mod, dar fiecare mai are poate câte un mic secret sau câte o... Acum știți cum este, dincolo de toate aceste greutăți, știți că, dom'le, toată lumea zice e foarte greu, foarte greu, și asta este realitatea. Agricultura este grea, e muncă multă, e bătaie de cap, dar dincolo de aceste greutăți, lumea nu renunță. Și nu renunță pentru că, înainte de toate, să știți că este o mare pasiune. Pasiunea e la mijloc? Asta mă întrebam și eu. Ziceam, măi, e atâta de fatidic domeniul ăsta al agriculturii și cu toate astea, ce să vezi, se mai apucă și exact. Unii tineri, oamenii care o fac și care se plâng cumva și pe bună dreptate, nu se lasă și ne mai gândeam și noi, măi, din moment ce fac lucrul ăsta în continuare, nu ești de pe lângă, zic, ce fac oamenii ăștia lucrul înseamnă că e bine. Înseamnă că e ceva acolo, un mic profit sau... Acum, dar e și pasiunea. Sigur că da, și indiscutabil. Omul trebuie să aibă și un mic profit, pentru că altfel trebuie să trăiască din... Eu aș spera să aibă mai mare profit. Ne-am duce într-o zonă foarte riscantă. Ce ar însemna, ce ar face acești oameni? Sunt în zone, unii dintre ei, în zone izolate. Ce ar însemna să devină asistat social, ceea ce nu este de dorit nu pentru nimeni? Munca în agricultură este o muncă... Dar repet, deci este această îndârjire, această pasiune din partea majorității, și ei nu renunță. Și atunci, sigur că de multe ori, ce domnule, întâmpinând tot felul de greutăți, gata, pun capac, ei, a doua zi o ia de la capăt și merge mai departe. Da, și atunci... Că mai e și pasiunea, nu? Bineînțeles. Și noi asta am dorit, dacă am putea să facem măcar în primă fază un magazin în care, sigur, membrii asociației să-și poată pune, să-și comercializeze produsele proprii, cu respectarea, bineînțeles, a tuturor standardelor de calitate, de igienă, a tuturor normelor sanitare, veterinare și așa mai departe, în așa fel încât să nu pună în pericol sănătatea cumpărătorului, consumatorului. Dar această problemă chiar s-o putem realiza, deocamdată n-am putut până în prezent, nu rezolvă marea problemă. Și vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră, eu trebuie să observ că fermierii încep în plan particular și mai fac acest lucru, cam fiecare își mai deschide așa câte un punct de expunere, de vânzare a mărfii, dar ar fi ideal ceea ce spuneți dumneavoastră, să existe un loc care să cumuleze producția tuturor fermierilor, chiar dacă și în paralel mai au în alte locuri. Da, și ar fi de dorit ca acest loc să fie într-o zonă mai aglomerată urban, spre exemplu, că poate sunt, nu știu, doritori din orăștie care ar vrea să aibă acces și să consume și le plac produsele respective și nu își permite să meargă, nu știu ce sat, la om acasă să-l ia. Dar o să vedem. Pe unde, prin altă parte, da. Așa este. Se tot vorbește, domnule inginer, despre susținerea statului pentru această zonă, pentru agricultură.
În 2023, dacă este să ne raportăm efectiv la susținerea statului pentru agricultori, simțiți această susținere? Păi acum m-ați întrebat referitor la 2023. Eu cred că este prematur să mă pronunț dacă simțim în februarie susținerea pentru 2023. Sigur că în momentul de față reprezentanții de la Direcția Agricolă, de la Agenția de Plăți, de la Agenția de Finanțare Rurală desfășoară o campanie de mediatizare a noului program național strategic în agricultură în intervalul 2023-2027. Ei, cumva la asta mă refeream, dacă există în 2023 măsuri de susținere sau măsuri noi de susținere. Da, sunt undeva vreo 89 de măsuri noi, care, sigur, ele pot fi accesate de către fermieri în condiții destul de stricte, dar nu imposibile. Și să știți că sunt multe povești de succes în sensul ăsta, așa cum sunt și reversul medalei care nu au reușit. Dar întotdeauna va fi lucrul ăsta. Dar orice alt domeniu presupune și un mic sau mai mare risc. Dar eu aș spune că ajutoarele astea pentru fermieri sunt pe principiul acela românesc, că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în straiță. Adică fermierii trebuie să îndeplinească până la urmă niște condiții, trebuie să realizeze niște pași, niște etape de care trebuie să țină cont. Să știți că, în general, fermierii sunt conștienți de treaba asta, doar că problema mare este următoarea. Nu ești competitiv dacă nu pleci de la același nivel. Degeaba ești pasionat, degeaba depui eforturi considerabile dacă un altul care este pe piață pleacă cu câțiva pași înaintea ta, n-ai cum să fii competitiv cu el. Acum, un mare lucru, să zic așa, în acest nou program național strategic, așa cum undeva la finele lunii ianuarie a fost prezent ministrul agriculturii, domnul Petre Daia, în județul Hunedoara. O să vreau să povestim puțin despre acest episod. Știu că ați fost destul de activ în cadrul acelei întâlniri. Am fost prezent la întâlnirea respectivă și dânsul sublinia că una dintre marile realizări ale României a fost posibilitatea de a sprijini și în continuare micul fermier, ceea ce este un lucru foarte, foarte important, cu atât mai mult pentru zona noastră, pentru că sunt zone care nu îți permit din punct de vedere geografic să creezi o fermă foarte mare. Și cum discutam adineauri, acești mici fermieri care ei există, desfășoară activitate, au produse bune, produse sănătoase, trebuie să există în continuare, trebuie să-și consolideze afacerea și trebuie să poată să trăiască din această activitate. Ceea ce este un lucru foarte bun. Și un alt lucru bun care s-a întâmplat în nou program național strategic, neplafonarea subvențiilor, că la un moment dat în perioada de... Se punea în discuție această plafonare. Sigur că există mai multe etape acolo, la un moment dat în favoarea micilor fermieri, care sigur că nu au acea capacitate pe care o are un fermier mare, un fermier care lucrează sute de hectare, care produce... Deci, în alte cuvinte, există măsuri de sprijin pentru fermieri de la toate nivelele, să spunem așa. Ce v-aș întreba eu, domnule inginer, este dacă, pentru că observați acest ambient al județului Hunedoara, dacă județul Hunedoara stă bine la acest capitol, și anume agricultura, oamenii fac lucrul ăsta la modul profesionist aici? Da. Deci fac lucrul ăsta la modul profesionist, stă bine,
începe să stea și mai bine. Cei care au rezistat, să zic, până la această oră, în mare majoritate încep să își consolideze acele afaceri în agricultură și un lucru îmbucurător și în programul național trecut și în acest program este acel sprijin al tinerilor care sunt povești de succes destule. Și era și întrebarea care, sau curiozitatea mai bine spus, că se tot împing așa tinerii de la spate, dar întrebarea era dacă tinerii o fac efectiv, dacă vin și aleg la acest domeniu, agricultura. O fac, nu mulți, puțini, pentru că probabil unii dintre ei nu prea știu în ce intră și cei care o fac merg mai departe, însă aici este și o altă problemă. Ei își doresc, pe lângă activitatea lui din fermă și sprijinul rău pe care îl poate obține direct, este foarte important și ceea ce găsește în satul în care se întoarce. Vedeți, acum sigur că tinerii și societatea din momentul de față are alte așteptări din punct de vedere al ambientului, să zic așa, și atunci are nevoie de drumuri, are nevoie de canalizare, are nevoie de apă curentare. Astea sunt lucruri care în multe din satele noastre încă are lipsesc. Are nevoie de niște autorități locale disponibile la dialog cu care să aibă anumite discuții, anumite planuri pe care să le pună în aplicare. Da, așa este, însă de regulă aceste autorități locale pe care tinerii le întâlnesc acolo unde se întorc sunt niște autorități locale cu mari constrângeri financiare, cu bugete foarte, foarte limitate. Și aceste lucruri nu pot fi realizate decât tot prin atragere de fonduri, pentru că din bugetele primăriilor, pentru că nu o să vină, de regulă în jurul marelor orașe nu prea există agricultură, acolo s-au dezvoltat alte domenii. Așa este. Și atunci, acum să luăm cazul particular de la Giurgiu, noi ne străduim și la nivel de primărie să găsim tot felul de soluții, sunt în derulare sau... Înțeleg că Giurgiu stă bine din acest punct de vedere, adică există o comunicare și... Iată, și prin prisma existenței acestei asociații, mi se pare un semn Da, există și să știți că nici această asociație, nici producătorul care nu este înscris în asociație sau indiferent în ce domeniu și-a desfășurat activitatea, dacă nu este o conlucrare bună cu autoritatea locală, nu poate să facă mare lucru. La noi există deschidere, cel puțin noi ca asociație colaborăm foarte bine cu primăria, pot să zic că avem o voce unitară din punctul ăsta de vedere, lucru care este foarte important și lucru care ne-a ajutat să la anumite momente să depășim anumite greutăți, să depășim anumite obstacole care erau, poate nu le puteam depăși altfel. Așa este. Aș vrea să vorbim despre episodul pe care l-ați amintit și dumneavoastră mai devreme, și anume prezența ministrului agriculturii, a domnului Petre Daia, în județul Hunedoara. Ați fost și dumneavoastră acolo și înțeleg că ați ridicat chiar câteva probleme cu care fermierii hunedoreni și nu numai se confruntă. Aș vrea să știu care au fost întrebările pe care le-ați adresat public domnului ministru. Sigur că am ridicat, să zic, 4 probleme care le-am considerat de importanță, probleme cu care ne confruntăm noi în zonă, cu care ne-am confruntat și ne confruntăm cu unele dintre ele în continuare, dar care ele nu sunt neapărat specifice Giurgiului. Acum, de multe ori și am spus domnului ministru și am profitat și de prezența multor parlamentari la acea dezbatere, de multe ori ne lovim de o legislație rigidă,
o legislație restrictivă, o legislație care, deși aparent sau la nivel de discurs, pare în favoarea fermierilor, undeva se întâmplă ceva în momentul în care se pune în aplicare, de multe ori creează probleme. Și v-aș da niște exemple concrete, să zic. La un moment dat, sigur, sunt acele controle pe teren. Acele controle, ele indiscutabil trebuie să existe. Trebuie, adică nu poți să iei ceva și să nu fii, să nu ai și răspunderea pentru ceea ce faci. Deci este normal să existe acele controle. Dar de multe ori, nu știu cât de multe sau oricum se întâmplă ca echipele de control să nu fie suficient de transparente. Ne trezim în imposibilitatea formulării de obiecțiuni la procesul verbal care se încheie la control. Chiar dacă mergem cu o contestație ulterioară, există această cutumă, să zic așa, la nivel de autorități executive, care zice, domnule, știi care e problema? Dacă asta este soluția la control, nu știu dacă ține de noi, dacă sunteți nemulțumiți, aveți calea instanței și instanța este cea care poate să facă lumină. Această cale este una lungă și descurajatoare. Aici este problema. Aici este marea problemă, pentru că sunt mulți care nu pot, din diverse motive, să meargă pe calea instanței. Calea instanței este costisitoare, durează foarte mult, efectele le ai deja, s-au produs efectele. Și rămân doar cu gustul de a fi exact. Deci nu cred, indiferent ce autoritate este, în momentul în care, eu știu, s-a produs o eroare pe cale administrativă sau de altă natură, cred că este necesar să găsim soluțiile necesare, soluțiile pentru a o corecta tot pe calea administrativă. Sigur că este foarte acoperitor pentru instituție, zică, domnule, du-te în instanță, vii cu soluția instanței și atunci noi avem... Noi aplicăm, exact. Noi suntem deschiși. Asta, din punctul meu de vedere... Ce v-a răspuns, domnul ministru, la problema asta pe care ați ridicat-o pertinent? Am ridicat-o, sigur că domnul ministru nici nu mă așteptam, de altfel să aibă un răspuns foarte clar și la obiect, pentru că aici ține de foarte mulți factori. Am mai avut discuții și cu parlamentari care au fost în sală și nu numai, că de-a lungul timpului noi avem tot felul de discuții, se cunosc aceste probleme, dar drumul este un pic mai anevoios ca să modifici și să amendezi o lege. Să spunem așa, a fost un răspuns politicianist pe care vi l-a dat. Da, a fost un răspuns politicianist. Sau vă dau un alt exemplu cu care ne-am confruntat direct. Sigur că noi, asociația, pe lângă animalele membrilor care sunt înscriși în asociație, avem și animalele proprii ale asociației. Noi suntem autorizați, avem cod de exploatație. Sigur că avem cod de exploatație la nivel de fermă. Ori activitatea noastră este practic o stână tradițională, nu este altceva, nu este o fermă. Și în momentul în care am avut un control, ni s-a spus, domnule, știți, ferma trebuie să fie împrejmuită, trebuie să aveți filtru sanitar la intrare cu substanță dezinfectoare, cu șanse, doamne, bun, eu sunt de acord, dar noi suntem o stână, practic. Este greu să putem pune în aplicare aceste lucruri, la care sigur că
echipa de control a zis, dom'le, știți, noi vă înțelegem, asta este legislația. Deci problemele sunt foarte profunde. Problemele sunt foarte profunde. E clar că e vorba despre două românii în situația asta, o România lor pe care o văd de acolo, din Parlament, de la București, și o România realității, care, așa cum spuneți dumneavoastră, ea se întâmplă în teren, la modul ăsta. Sunt stânele alea pe care mai nou, așa cum spuneam și mai devreme, oamenii încep să le caute tot mai mult pentru sănătatea și acuratețea produselor, paradoxal, că ar părea într-un mediu de ăsta așa destul de neigienic să iasă produse mai periculoase, să zic, dar nu e așa, pentru că oamenii, iată, au experiența produselor sănătoase chiar de acolo, de la bază, să zicem așa. Și rezultatul a fost, a trebuit să împrejmuim stâna. Să nu fiu înțeles greșit sau să fim înțeles greșit, că nu se opune nimeni în mod categoric sau modernizării sau a standardelor mai înalte, dar trebuie să... Acum, să împrejmuirea unui saivan la o stână în care este codul de exploatație, nu cred că ține de tehnologizare sau de modernizarea stânei, dar asta este. Lucrurile sunt foarte profunde și, din păcate, de multe ori în teritoriu colegii noștri nu pot să facă mare lucru. Acum, de-a lungul activității mele, să zic, de până acum am constatat încă o chestie așa care nu întotdeauna este în regulă, în sensul că problemele pe care noi le ridicăm la nivel de județ, să zic, dau un exemplu, pentru a fi transmise mai departe, de multe ori informația ajunge trunchiată și chiar și astea îi spuneam domnului ministru, sigur că aceste întâlniri directe sunt cât mai benefice și este bine să fie cât mai des posibil acest lucru, pentru că una este să auzi direct de la sursă și alta este să auzi prin mai multe filtre. Păi și de ce credeți că se trunchează această informație care pleacă din teritoriu, de la bază, după aia prin diversi Nu știu, probabil trece prin anumite filtre, vedeți, fiecare are, eu știu, un punct de vedere mai obiectiv, mai subiectiv și atunci... Adică, dumneavoastră, transmiteți-mi, imaginez, așa, să fac un exercițiu de imaginație, transmiteți că stâna dumneavoastră are probleme și parlamentarul din teritoriu transmite mai departe că ferma Nu vreau să confundăm lucrurile, nu este vorba de parlamentari. Parlamentarii au partea legislativă, ei vin în teritoriu, le spunem problemele, deci aici noi discutăm aceste probleme de multe ori cu partea executivă, nu neapărat cu partea legislativă, cu partea executivă pentru cu rugămintea de a transmite în tocmai aceste probleme mai departe ministerelor de resort și acum nu știu ce să zic. Na, mai e iar încă o problemă care acum mi-am amintit-o, sunt sigur foarte, foarte gravă și foarte reală este această problemă a pestei porcine. Și vedeți că și aici, de-a lungul timpului, lucrurile au evoluat, să zic așa. Dacă la început se luau măsuri radicale, drastice, pe o arie foarte, foarte largă, exact, acum măsurile sunt aceleași, trebuie respectate, dar se izolează foarte bine focarul respectiv și sunt niște lucruri bune care s-au întâmplat aici, dar rămâne acele restricții, spre exemplu, la stână nu este voie ciobanul, că ăla e acolo la stână, să aibă porci. Dom'le, stânele tradiționale, de când lumea, ciobanii au avut porci, care foloseau produsele secundare, zeru și așa mai departe, la porci, acei porci crescuți pe lângă stână, într-adevăr, erau în libertate, erau porci
crescuți. No, și aici ar trebui, eu știu, făcut câte ceva, pentru că, sigur, acolo unde impune, unde s-au depistat probleme până când lucrurile permit, trebuie luate măsuri radicale, pentru că nu este de joacă. Dar nu se poate generaliza. Nu se poate generaliza treaba asta. Da. Domnule Marius Susan, aș vrea să profităm de cele câteva minute care ne-au mai rămas, pentru că dumneavoastră ați mai adus în atenție o mare problemă cu care vă confruntați, și nu doar dumneavoastră, este o problemă la nivel național. Este vorba despre un blocaj pe fondul forestier și aș vrea să explicăm așa în linii mari care e blocajul ăsta și ce se întâmplă. Da, și această problemă am ridicat-o domnului ministru, deși oarecum nu ține de Ministerul Agriculturii, ține mai mult de Ministerul Mediului, însă în 2017, printr-o decizie a Curții Constituționale, se spune că pădurile proprietate publică a statului, pentru a putea fi puse în posesie în vederea retrocedării, trebuie trecute din proprietatea publică în proprietate privată și ulterior puse la dispoziția comisiilor locale în vederea retrocedării. Ei, acest lucru a produs și un blocaj în ce privește retrocedările fondului forestier și respectiv emiterea titlurilor de proprietate. Pentru că ca să se întâmple lucrul acesta, trebuie întocmită o documentație topografică destul de stufoasă și obținute anumite avize care se înaintează instituției prefectului și instituția prefectului mai departe prin Comisia de Județeană de Fond Funciar le trimite guvernului, pentru că trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat trebuie făcută prin hotărâre de guvern. Ori, în cele mai multe cazuri, că și aici vorbim tot de acele autorități publice locale care stau mai modest cu partea de buget, nu se găsesc soluțiile necesare financiare pentru a întocmi aceste documentații. Și de aici blocajul. Și îi propuneam domnului ministru și domnilor parlamentari, considerăm noi că ar fi o soluție dacă s-ar institui, nu știu, ceva, un program național, în sensul cum este acest program de cadastru sistematic, de întabulare gratuită, cum îl știu în marea majoritate oamenii, dar acest program național să fie adresat doar fondului forestier și în special pentru a debloca această situație, pentru că vă spun foarte sincer, s-a discutat foarte mult, s-a discutat la nivel de instituția prefectului, s-a discutat la tot felul de întâlniri, mare lucru nu s-a întâmplat, deci suntem în 2023, acest lucru, acea decizie a Curții Constituționale este din 2017 și deocamdată suntem tot în acest blocaj. Știți care e fenomenul foarte interesant pe care eu îl observ? Este că oamenii din teritoriu și cei de la bază aduc întotdeauna aceste probleme mediului decizional, celor de la București, care par să nu aibă soluții, pentru că problemele există în toată țara. Dar tot dumneavoastră veniți și sunteți cei care cumva dați și soluțiile și alternativele. Și aici e o mare semn de întrebare pentru mine, de ce nu se ține cont de ceea ce cer mi se pare, care se confruntă. Mi se pare firesc în momentul în care ridici o problemă, te confrunți cu niște greutăți, să vii și cu posibile soluții, sigur, în opinia ta, acum, fără a avea pretenția că alea sunt cele mai bune. Dar este o propunere, este un început. Oricum, ceva trebuie făcut în sensul ăsta. Asta exclusiv, ce spuneați dumneavoastră cu blocajul acesta pe fond forestier, care ține blocate retrocedări și situații la nivel național, în momentul în care un om dintr-un colț al județului Hunedoara e capabil să-ți dea o soluție tehnică foarte accesibilă și tu nu o faci,
Nu știu, te întreb ce interese sau ce alte interese or fi la mijloc. Asta e întrebarea pe care mi-o pun eu ca și cetățean al țării astea. Sunt foarte multe situații când soluțiile nu se aplică tocmai pentru a proteja anumite interese. Nu știm care or fi ele. Sperăm să nu fie cazul în această situație pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Da, îmi dau seama că am avut o discuție, pentru că suntem la final, iată, au trecut 45 de minute, am avut o discuție foarte tehnică cu dumneavoastră asta și pentru că, așa cum v-am spus, dragi prieteni, am avut în studioul Arena un doctor în zootehnie, adică un om care pricepe despre ceea ce vorbește și cu care eu sper să ne mai auzim. Domnule Marius Susan, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Arena. Mulțumesc și eu pentru invitație și oricând cu mare drag, pentru că probleme sunt și ar trebui să le dezbatem, să zic așa. Să le dezbatem și să le deslușim pentru cei care se confruntă cu ele și pentru noi și cei din afară, să înțelegem care este mediul în agricultura asta, cam cu ce se zbat și cu ce se bat acești fermieri și acești agricultori. Dacă există întrebări directe pentru domnul Marius Susan, eu mi-aș permite să spun că vă găsesc la primăria orașului Giurgiu, e președintele Asociației Crescătorilor de Ovine, proprietarilor de paje și crescătorilor de ovine din Giurgiu, cumva e accesibil, să zic, și cred că puteți pune întrebări. Așadar, prieteni, eu vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi pe pagina de Facebook Arena și, bineînțeles, vă mulțumesc și celor care ne-ați urmărit pe InfoHD. Rămâneți alături de noi în toate mediile în care noi ne exprimăm.